Să deschidem împreună Biblia la 1014. La Evanghelia după Luca, la capitolul 18, citim de la versetele 35 până la 43. Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 35 până la 43. Haideți să urmărim împreună acest cuvânt. Pe când se apropia Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? Au spus, trece Isus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus, lovind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preaviților, ne bucurăm din toată inima să fim împreună cu dumneavoastră la închinare în seara aceasta și vă ducem salutări de la Oradia, de la Biserica Speranța, fratele pastor Nelu Moldovan, fratele asist... pastor asistent Radu Mariș, știind de venirea mea încoace, vă salută cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Pentru noi, Biserica Poarta Cerului are un loc special în inima noastră. Apreciem lucrarea pe care o faceți înaintea lui Dumnezeu, relația specială pe care o avem și cu fratele pastor Nelu Filip. De asemenea, este o binecuvântare pentru viețile noastre și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dorim ca El, Cel care are în mâna Lui toate lucrurile, atât cele văzute cu ochii noștri, cât și cele pe care noi nu le putem pătrunde nici cu ochii, nici cu mintea, El să fie sprijinul și ajutorul dumneavoastră în fiecare zi. Și Domnul să vă binecuvinteze. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Orbul care vede ce nu văd alții. Orbul care vede ce nu văd alții. Capitolul acesta din Evanghelia după Luca este un capitol al contrastelor și cei care citiți scriptura și vă place să studiați cuvântul lui Dumnezeu, ați sesizat, probabil ajungând în partea aceasta din scriptură, că în toate ilustrațiile sau situațiile pe care Evanghelistul Luca le prezintă aici, sunt prezentate câteva contraste uluitoare. În prima parte, primul paragraf, de la versetele 1 până la 8, Aici omul Dumnezeu Luca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne vorbește despre un judecător nedrept care face dreptate. Nu te-ai aștepta ca un judecător nedrept, un om care nu are frică de oameni și nu este rușine de Dumnezeu, să facă ce vrea și totuși face dreptate. Apoi, un alt contrast. Un vame și un fariseu. Noi acum, când vorbim de farisei în biserica contemporană, noi deja am stereotipizat portretul acesta și știm că atunci când e vorba de farisei, știm că este vorba de o imagine negativă. Însă, în vremea Domnului Isus Hristos, fariseii erau, de fapt, clasa religioasă, oamenii care reprezentau relația cu Dumnezeu. Și de partea cealaltă, vameșul, noi acum, în societatea contemporană, când vorbim despre slujba aceasta, își mai diminuează ea influența, dar ne gândim la ceva de dorit, nu? Unii plătesc, am auzit, zeci de mii de euro ca să obțină un post de genul acesta sau sunt dispuși, nu știu dacă plătesc chiar, că n-am văzut eu pe nimeni plătind, dar cel puțin ar fi dispuși, nu? Să dea mulți bani ca să ocupe un loc de genul acesta. Ei bine, în societatea Domnului Iisus Hristos, slujba aceasta nu era de dorit. Ajungeau în slujba aceasta oameni care erau considerați lepădați, oameni care erau împotriva neamului lor. În general erau foarte disprețuiți de, de conaționalii lor în perioada respectivă. Și nu era o imagine atrăgătoare sau atractivă în niciun fel. Și ni prezintă Evanghelistul Luca la închinare pe cei doi. Și te-ai fi așteptat ca cel care e cu Dumnezeu, cu biserica, cu relația, cu divinitatea, să fie lăudat și apreciat. Și celălalt să i se pună titlul pe care îl merită. Și iată că, din nou, un contrast. Dumnezeu îl apreciază pe omul acela care vine dintr-o clasă foarte nenorocită, o clasă de oameni foarte neapreciați și de partea cealaltă fariseul, care ar fi trebuit să fie unde a fost, unde, unde ar fi așteptat Dumnezeu, este de fapt folosit de Domnul ca exemplu negativ. Apoi copilașii. Dacă mergem cu contrastele, Copilașii, inclusiv la templu, aveau anumite, anumite limite și rezerve. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, veți vedea că ei nu erau parte integrantă din închinare, ei nu erau aduși în închinare, ci erau socotiți undeva pe margine, împreună cu femeile, pe când în centru atenției ei erau bărbații, care erau considerați cap de familie într-o societate patriarhală. Și Domnul Iisus Hristos îi aduce, îi ambrațe îi binecuvintează în văzul tuturor, arătând de fapt un contrast al împărăției lui Dumnezeu. Urmează apoi tânărul bogat. Și aici vedem că pe Dumnezeu nu-L putem influența prin resursele pe care le avem. Și dacă te-ai fi așteptat la un tânăr bogat din vremea Domnului Isus Hristos la ceva, te-ai fi așteptat ca ăsta să mănânce legea mozaică. Te-ai fi așteptat ca ăsta să fie pus în cele mai bune școli rabinice, din vremea respectivă. Atunci nu era Harvard, Yale, nu era Oxford University, nu erau școlile acestea de renume din perioada zilelor noastre, dar aveau școlile rabinice, erau rabinicei mai cunoscut, unul de pildă, Gamaliel, despre care ne spune scriptura. Și resursele financiare dădeau acces la cele mai înalte școli ale, ale vremii. Și școlile din vremea respectivă erau toate creștine. Bineînțeles că nu erau creștine, religioase, dacă vreți. Că nu era mișcarea creștină încă atunci. Însă toate erau uh, polarizate în jurul bisericii, în jurul uh, sinagogii, în jurul relației cu Dumnezeu. Și te-ai de la un tânăr de genul ăsta să te impresioneze, nu? Când își deschide gura și vorbește, să rămâi, domnule, impresionat, uimit de ceea ce vezi. Și totuși îl prezintă în contrast Scriptura. Îl arată că cu toate resursele pe care el le are, cu tot accesul pe care l-a avut la educație, era un mare zero în fața lui Dumnezeu, datorită atitudinei pe care o purta în inimă. Că Dumnezeu măsura diferit și măsoară diferit de cum măsurăm noi oamenii. Aici, paragraful acesta l-am intitulat eu, Aparențele în șală, pentru a evidenția contrastul pe care omului Dumnezeu Luca îl pune în imagine. Apoi urmează paragraful cheie, sau care este în centrul, în centrul acestui capitol, când Domnul Iisus Hristos vorbește, despre lucrarea lui, despre, uh, uh, despre ceea ce urma el să facă, despre împlinirea mandatului divin încredințat uh, uh, lui. Și ucenicii care erau în jurul lui de acum de ceva vreme și care în mod normal ar fi trebuit să priceapă mai mult. Ucenicii aceștia ne spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 34, ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei. Și nu pricepeau ce le spunea Isus. Mai sus, Domnul Isus le spunea că va fi dată în mâna neamurilor, îl vor bagiocori, îl ocărâ, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. A zugrăvit Domnul acest plan măreț pentru care el a venit în lumea aceasta. Și ucenicii la care te-ai fi așteptat să priceapă, nu pricep. Și Duhul lui Dumnezeu conclude tot capitolul acesta al contrastelor prin imaginea acestui om la care nimeni nu se aștepta la ceva extraordinar, de la care nimeni nu se aștepta să impresioneze cu ceva. Apare omul acesta care dă o lecție celor din vremea Domnului Isus Hristos și ne dă lecții substanțiale de viață nouă celor care trăim astăzi în Biserica Domnului și nu numai, și cei care nu sunt încă în Biserica Domnului. Dacă v-aș întreba acum pe cei care suntem la slujbă în seara aceasta, v ați dori să fiți ca orbul. Eu cred că puține am ridicat mâna, nu? Pentru că dacă îți iei totuși un rol model sau dacă îți iei un model pe care vrei să-l copiezi, te gândești, domne, la cineva mai văzut diferit. Te gândești la un Pavel, te gândești la Petru. Dar ce mă rog lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta, în urma înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu, este ca Dumnezeu să ne ajute să fim ca orbul acesta, să vedem ce a văzut el. Când ne uităm la Domnul Isus Hristos, să nu fim ca cei mai mulți oameni din vremea respectivă sau din vremea noastră, ci să fim acei oameni care văd ceea ce trebuie văzut în Domnul Isus Hristos. Haideți să vedem ce a văzut orbul și cei mai mulți oameni din vremea lui n-au văzut. În primul rând, orbul l-a identificat pe Domnul Isus Hristos ca fiind Mesia l-a identificat pe Domnul Isus Hristos ca fiind Mesia. Auziți cum strigă el după, după Domnul Isus. Isus e fiul lui David. Ai milă de mine. Isus e fiul lui David. Expresia fiului David în scriptură este alocată unui singur personaj. Și personajul acesta era unsul sau trimisul lui Dumnezeu. Cel spre care evreii de mii de ani au privit înainte, așteptând ziua glorioasă a descoperirii lui, a împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Și orbul acesta, care a, fost, care a fost informat că personajul istoric Iisus din Nazaret trece pe strada respectivă, el a știut că asociat cu personajul acesta istoric, reprezentat prin persoana lui Iisus din Nazaret, este titlul de Mesia, unsul Fiului Dumnezeu Binecuvântat să fie numele Domnului. Și să nu credeți că în vremea lui oamenii știau altceva despre Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte în cezarea lui Filip și n-am să citesc, din concernente de timp, n-am să citesc tot paragraful acela, însă Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ucenici și le-a spus, le-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt? Și unul dintre ucenici, nu știm care dintre ei, a început să vorbească și a zis, oamenii spun că ești un proroc, ești Ilie, ești un proroc, și l-au identificat ca un personaj impresionant, ca un om mare. Și l-au asociat văzând calitățile pe care le au pe care le are Domnul Isus Hristos. însă se apropie de ucenici și îi întreabă apoi: Dar voi cine spuneți că sunt? Și Petru ia cuvântul și spune: Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului Celui viu, binecuvântat să fie numele Domnului. Când a fost identificat Domnul Isus Hristos în mentalitatea populară. Cei mai mulți oameni din vremea aceea au văzut că Isus are ceva special. Au văzut că Isus poate să ofere ceva deosebit decât cei mai mulți dintre învățătorilor. Evanghelia după Marcu ne spune tot într-o identificare populară că oamenii îl vedeau sau recunoșteau că vorbește ca unul care are putere. Adică vedeau în Domnul că are, are ceva special. Însă ochii le erau întunecați și mintea le era oprită, având vălul acela pus pe ochi de către cel rău și n-au putut să-l vadă pe Iisus Hristos ca fiind Mesia, unsul, trimisul lui Dumnezeu. Dar orbul acesta de pe marginea drumului la care te-ai fi așteptat cel mai puțin, nu știu de unde a aflat, nu știu în ce mod a făcut el asocierea personajului istoric Iisus din Nazaret cu calitățile vechi testamentale pentru ca apoi să-L numească pe Hristos Fiul lui David sau trimisul lui Dumnezeu. Știți că persoanele cu handicap în perioada Domnului Isus și înainte de Domnul Isus Hristos nu aveau acces la educație? Erau priviți ca un blestem pentru societate. Erau priviți ca, ca ceva de nedorit. Și omul acesta, tânărul acesta, copil fiind, el n-a avut acces să audă legea mozaică sau să fie învățat în legea mozaică cum au fost cei mai mulți copii din vremea lui. Datorită metehnei, datorită bolii, datorită problemei de sănătate pe care o avea. Și totuși, nu știu de unde, probabil o mamă, un tată, probabil în contextul familiei. Omului acestui a fost zugrăvit Mesia. Și i s-a spus că Mesia arată așa. Și că Mesia face următoarele lucruri, și că scopul lui Mesia este următorul. Și când a auzit despre Domnul Isus Hristos, el a știut să pună calitățile lui Mesia lângă persoana istorică, Isus din Nazaret, și să-l identifice pe acesta, ca fiind Mesia binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la ucenici, la început, când erau și ei mai începători în ale cunoașterii, până să ajungă în Cezarea lui Filip, știți experiența din Evanghelia după Marcu, capitolul 4 când erau pe mare și trebuiau să treacă marea. E un lac, așa, probabil, nu știu acum de ce proporție să zic așa în metri pătrați, sau cât ar fi fost, dar nu era, nu vă imaginați ce, ce, mare grozavă era. Era un lac un pic mai mare, pe lacul acela, când a mers Domnul Iisus Hristos și s-a învolburat marea. Și ucenicii s-au tulburat, le-a fost frică că mor, le-a fost frică că își vor prăpădi, că își vor prăpădi viața. Domnul Iisus Hristos s-a ridicat în picioare, a certat vântul, a certat valurile și acestea s-au oprit. Și după toată imaginea aceasta, știți care a fost remarca ucenicilor? Cine este acesta, domne, de la ascultă chiar și vânturile și marea? Pentru că în mintea lor încă nu ajunseseră la înțelegerea că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, binecuvântat să fie în numele Lui. Totuși, orbul acesta, în contrast cu cei mai mulți oameni din vremea Lui, îl vedeau pe Domnul Iisus Hristos ca fiind l a văzut pe Domnul Iisus Hristos ca fiind mesia. Un al doilea lucru, înainte de aplicațiile practice, că în seara asta vreau să venim un pic la noi să vedem cum îl vedem noi pe Domnul Iisus Hristos. Că e frumos să vorbim de alții și să zugrăvim ilustrațiile biblice folosindu-ne de cuvinte, cât de alese ne pricepem să le folosim. Însă, eu cred că proclamarea cuvântului este mult mai mult decât identificare. Identificarea unor mesaje biblice, proclamarea cuvântului are de-a face cu transformarea vieților noastre. Și omoră-o lui Dumnezeu, ca plecând de aici, să plecăm oameni transformați în seara asta, schimbați oameni care uh, văd clar ceea ce trebuie văzut. Însă, până atunci, haideți să mergem mai departe și să vedem ce a mai văzut orbul acesta și cei mai mulți oameni din vremea lui n-au văzut. Auziți ce spune tot versetul pe care l-am citat, versetul 38. Isus fiul lui David, ce zice aici? Putem să citim împreună partea finală, de la virgulă. Ai milă de mine. Știți ce înseamnă asta? Că omul ăsta înțelegea că modul în care se relaționează Dumnezeu la oameni este bazat pe milă și nu pe merit. Și asta era diferit de mentalitatea vremii în care trăia. Dați cu mine împreună câteva pagini înapoi. Dacă deschidem la Evanghelia după Luca, capitolul 7, Vedem aici o imagine care descrie foarte bine contextul religios al vremii. S-a întâmplat că un sutaș, care a fost băiat bun, a fost uh, priceput în uh, administrație uh, comunitară și a știut cum să-și organizeze lucrurile în așa fel încât să ajute și sinagoga din localitatea Capernaum. Și uh, s-a gândit el că uh, uh, ar fi bine să ajute comunitatea aceasta. Și-a câștigat o reputație bună între oameni. Însă s-a întâmplat că unul dintre slujitorii lui, la care ținea mult sau pe care îl iubea, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a îmbolnăvit. Și atunci ce să facă și el? s o gândit, domne, cum aș putea să-mi rezolv problema? Și bănuiesc că având acces în comunitate, dispunând de anumite resurse, influență dacă vreți, s-a dus să caute resurse, probabil să-și ajute, să ajute slujitorul. Că nu cred că a venit direct la Domnul Isus Hristos când a auzit de Domnul, a venit la Domnul. ci cred că a fost preocupat și în căutarea lui, a aflat despre Domnul Isus Hristos. A aflat că Isus Hristos poate să-L vindece pe omul acesta, pe, pe, pe slujitorul lui. Și când a auzit de situația aceasta, a zis, Domne, dacă este vorba de miracol, înseamnă că trebuie să mă duc la oamenii care se ocupă cu lucrurile religioase. Și s-a dus la bătrânii lui la Israel, la bătrânii din popor. Și au zis, spune aici cuvântul Domnului, fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-L roage... Să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au preluat mesajul și au auziți. percepția contemporană Domnului Isus Hristos cu privire la modul în care îl poți îndupleca pe Dumnezeu. Au venit la Isus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i faci acest bine. Cu alte cuvinte, merită să-i faci acest bine. Merită. Și continuă ei în această pledoarie pentru sutașul care era un om de treabă, un băiat bun în orașul lor, că iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Opa! Apare mentalitatea vremii. Domnul ăsta trebuie ajutat, pentru că e un băiat bun care ajută și el la rândul lui. Cu alte cuvinte, prin faptele pe care el le-a făcut și-a dobândit meritul ca Domnul Iisus Hristos să-l asculte. Domnul Iisus Hristos se uită la toată imaginea aceasta și vede imaginea credinței sutașului, pentru că el n-a venit cu atitudine de asta înaintea Domnului Iisus. Aia era mentalitatea vremii. El a venit, săracul de el, cunoscându-și limitele, știind cât, îi, a, cât și ce merită. Și s-a uitat la toată imaginea aceea și a spus, nu că nu merită să-i să ce copilul, nici măcar nu merită să intre sub acoperământul casei lui. Ei bine, cei mai mulți din perioada Domnului Iisus Hristos gândeau că pe Dumnezeu poți să-L îndupleci cu daruri, poți să-L îndupleci cu faptele pe care le faci. Pe când orbul acesta înțelege că în economia lui Dumnezeu, dacă un om poate experimenta cuvântarea dumnezeiască, este pentru că Dumnezeu se relaționează la oameni bazat pe milă și nu pe merite. Că modul în care interacționează Dumnezeu cu oamenii se rază -mă pe mila, pe bunătatea și pe dragostea lui Dumnezeu, bine binecuvântat să fie în numele Lui. Un alt lucru pe care orbul acesta îl vede și cei mai mulți din vremea Lui nu l-au văzut, este că Domnul Iisus Hristos poate totul. Nu este limitat de condiția umană. Când citim prezentarea din Scriptură, nu știu cum vă imaginați dumneavoastră ziua aceea. Imaginați o mulțime mare de oameni, erau înainte mergătorii care se asigurau că totul este în regulă, nu sunt probabil animale sălbatice prin zonă, sau eu știu de ce se nu știu de ce se păzeau ei. Dar erau câțiva care mergeau înainte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Probabil să ne uităm și din unghiul celălalt. Probabil erau o mulțime mai mare de oameni și îl înconjurau. Și unii erau în față, alții în spate. Cert este Că cei care veneau mai înainte, când l-au auzit pe asta că strigă, au să oh, stai liniștit, că numai de bani n-are timp Mântuitorul acum. S-au uitat la orb și eu nu cred, nu pot să cred, că cei care îl înconjurau pe Domnul Iisus Hristos erau atât de răi încât să oprească o binecuvântare dumnezeiască pentru omul acesta amărut, amărât de pe marginea drumului. Și cred că mintea lor a fost atât de limitată încât au văzut în strigătul disperat al orbului un act al cerșetoriei. Și probabil erau și atunci panourile alea de la semafoare. Nu dați bani cercetorilor pentru că nu-i ajutați. Sau eu știu ce proiecte comunitare mai sunt în, mai erau în vremurile respective sau sunt în, în, zilele noastre. Nu cred că au fost atât de răi încât să vadă că omul acesta poate să fie vindecat și poate să plece acasă văzând și să oprească această binecuvântare. Sau dați-mi voie să-mi altfel. Nu cred că nu ardea în ei setea de miraculos. Știți că întotdeauna oamenii leargă după miracole. Să vadă ceva impresionant, să vadă ceva mare. E anunțat dumneavoastră că uh, la sala polivalentă, vineri seara, vine unul care face vindecări. Să vedeți dumneavoastră dacă o să mai fie, dacă o să mai fie locuri la sala polivalentă pe vineri seara. Că ne îngrămădim când auzim că e vorba de miraculos. Probabil așa era și în vremea Domnului Isus Hristos. Și dacă ne uităm în Scriptură, este certificat lucrul acesta. Însă oamenii aceștia n-au avut puterea să vadă că de fapt orbul acesta se ridică deasupra așteptărilor materiale și îl vede pe Domnul Iisus Hristos în stare să vindece boala lui. Să fii orb era o problemă la fel de mare în zilele Domnului Iisus Hristos ca și astăzi. Nu era atunci o chestiune mai minoră sau mai lipsită de importanță decât este astăzi. Sau nu este astăzi mai lipsită de importanță decât era atunci. Și orbul acesta, când a auzit despre Isus Hristos, el a știut că Isaia probabil scrisese despre Isus Hristos, despre Mesia, că El este Cel în rănile căruia găsim vindecare, binecuvântat să fie numele Domnului. Știa că o atingere sau un cuvânt din partea Domnului poate schimba destinul Lui, poate schimba viața Lui pentru eternitate. Poate schimba tot ce înseamnă experiență de viață. El vedea, îl vedea pe Hristos în stare, să rezolve problema lui, care nu era deloc mică. Haideți să venim la noi. Îmi dați voie să vă întreb în seara aceasta, cum îl vedeți dumneavoastră pe Domnul Iisus Hristos? Dacă ne uităm acum la modelul acesta din Scriptură, ne apropiem, cel puțin așa, la vreo 300-400 de metri de modelul acesta pe care îl prezintă Scriptura, sau suntem undeva departe. Credem că Isus Hristos este Mesia? Credem din toată inima lucrul acesta. Însă aș vrea să vă mai întreb ceva. În calitatea lui de Mesia, știți că Isus Hristos iartă păcatele oamenilor? Aș vrea să vă întreb în seara aceasta. Credeți că Domnul Isus Hristos poate ierta toate păcatele dumneavoastră? Indiferent cât de mari și multe ar fi acestea? Credeți că Isus Hristos mai are putere să spele păcatele oamenilor prin lucrarea sa la Calvar? Isus Hristos este același ieri, astăzi și va rămâne în vecii vecilor binecuvântați să fie numele lui. Însă, în calitatea lui de Mesia, el nu rezolvă numai problema trecutului, ci el rezolvă și problema viitorului. Și aș vrea să vă întreb ceva în seara aceasta. Credeți că Isus Hristos, ca și Mesia, mai eliberează de sub puterea păcatului și astăzi? Amin. Ni se întâmplă de multe ori că venim la biserică și cerem Domnului, Doamne, iartă-mă că am greșit. Însă nu avem capacitatea de a-L crede pe Iisus Hristos în stare să ia lanțul care apasă greu peste sufletul nostru. Poate sunt oameni prinși de dependențe, de droguri, de alcool. Am auzit că mai recent Sora Maria, și poate dacă sunt amatori de așa ceva, știu ei la ce mă refer când zic de Sora Maria. Nu este vorba de un nume, ci e vorba de o practică în societatea contemporană. Dependența de țigări, care produc un anumit tip de dependență. Dependență, poate, de pornografie sau de alte lucruri de genul acesta. Credeți că Isus Hristos mai poate elibera de lucrurile acestea și astăzi? Amin. În calitatea lui de Mesia, El poate binecuvânta să fie numele Lui. A mers la o familie și e invitat, fiind în casa aceea, de către Tatăl să, să stau de vorbă cu băiatul lor care avusese probleme cu drogurile mai mulți ani de zile, am intrat în, în holul de la intrare al casei și pe când să mă pregăteam să mă descalț, m-am uitat pe canapeaua din sufragerie. Se vedea așa, din holul, unde, holul acela de la intrare, se putea întrezări canapeaua din sufragerie. Și am văzut pe canapea un băiat care stătea așa cu mâinile prinse de genunchi și tremura tot. M-am gândit, domne, aici sunt lucruri grave. Nu știam exact ce s-a întâmplat. Mă gândeam că cine știe, a fi fost un scandal teribil în casă. Acum băiatul ăsta are... Am început eu să mă pregătesc. Am zis, domne, nu știu ce mă așteaptă acum. Știam că sunt destul de pașnici familia respectivă și nu m-am așteptat chiar să iau bătaie sau să plec de acolo în alt fel. Dar oricum mi-am pus garda, că am zis că nu știu la ce să mă aștept. Și am intrat în suragerie. Și pe canapeaua aceea era un băiat care fusese dependent de cocaină mai mult ani de zile. Și m-am uitat la el și tatăl lui cu ochii în lacrimi mi-a zis, Iulian, am încercat tot ce e posibil. l am pus în centre de reabilitare. Am încercat să-l duc la consilieri anonim, care nu cunosc problema lui. Am încercat să chem oameni să stea de vorbă cu el, pe cât am știut eu. Te rog, spune ceva, fă ceva. La copilul meu să se, se schimbe. M am uitat la tatăl acela și zice, ce să zic? Doamne, n-ai ce să spui, nu e un cuvânt magic. Ar fi foarte frumos ca pastorii să aibă în buzunar un as sau un mânecă de unde când apare o situație foarte complicată, pac, au pus asul pe masă și lucrurile se schimbă așa când ai pușcat din dege. Dar noi! Și ce pot să-i spun eu la, la băiatul acesta să schimb viața lui? Și am spus un lucru, cu toată pregătirea mea, cu toată școala pe care o am, nu știu ce să spun că ar trebui să faci. Aș putea să stau aici să-ți înșir tot felul de metode promovate de, de, de psihologia contemporană cu privire la eliberarea de sub anumite dependențe sau înlocuirea dependențelor prin dependență de altceva. Însă nu lucrează, nu funcționează. Însă ceea ce vreau să spun astăzi, că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mai poate elibera de problemele astea și astăzi. Ne-am pus pe genunchi în acea sufragerie cu acea familie și ne-am rugat lui Dumnezeu și am văzut mâna lui Dumnezeu în viața acelui tânăr. Aeluia. Și am văzut cum Dumnezeu poate schimba, binecuvântat să fie numele Lui. Acesta este Mesia pe care îl avem. Mesia pe care noi îl recunoaștem, îl cântăm aici atât de frumos. Nu este doar un nume care a, a, dă farmec sau frumusețe închinării, ci este un pers o, o persoană care este gata să se implice transcendent în, 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 în experiența ta de viață. Este gata să te ia din ziua în care te-ai născut până în ziua în care vei pleca în veșnicie. să te poarte pe brațele lui, binecuvântat să fie numele Domnului. El iartă trecutul, dar rezolvă și problema viitorului, în calitate de Mesia. Acesta este Mesia pe care l-a văzut Orbul. Acesta este Mesia pe care l-a văzut Orbul. Dacă mergem mai departe, dați voie să vă întreb în seara aceasta. Cum vă uitați la Domnul Iisus Hristos? Cu teamă, cu rușine? Și ori de câte ori veniți în prezența Lui, stați cu capul așa plecat, gândindu-vă, va, eu sunt cel mai nenorocit, nu meri nici să-mi ridic privirea. E drept că nu meri nici să-ți ridici privirea. Însă de cele mai multe ori, diavolul folosește aceasta ca o, această atitudine, ca pe o capcană pe care o pune peste noi pentru a ne ține în lanțul problemelor noastre. Și vine și se aduce mereu în minte, o, tu n-ai postit destul, spunea cineva, o, ca să primești botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să te rogi așa, să vii la stăruință în fiecare seară și poate după o săptămână, două, să prinzi așa un pic spiritul acesta al rugăciunii și apoi să vină botezul cu Duhul Sfânt. O, stai puțin, că atunci când este vorba de lucrare aceasta, trebuie să, și o listă lungă de lucruri, pe când ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că în momentul în care vrei să experimentezi puterea lui Dumnezeu, trebuie să-ți curățești vasul inimii prin mărturisire și să crezi că Dumnezeu poate să se atingă de tine. Și lucrurile astea se pot întâmpla instantaneu. Pentru că El este Dumnezeu care face lucrarea aceasta și nu noi oamenii creăm noi platforme pe care să construiască Dumnezeu. Sau poate treci prin stări de boală. Pot să vă spun o experiență la care am asistat împreună cu soția mea, cu Felicia. Am intrat într-o casă și când am intrat în casa aceea, chemați de soț, pentru că soția avea o hemoragie uh, declanșată și era foarte îngrijorat de starea sănătății soției lui. Și nici nu vrea să meargă nici măcar la medic. Și când am stat de vorbă cu această femeie, mi-a zis, eu nu vreau să vă rugați pentru mine. Păi nu de aia am venit să ne rugăm neapărat pentru tine, așa, în mod spectaculos, să facem aici, eu știu ce ritualuri și ceremonii, că de rugat pentru tine noi deja am făcut-o și o să continuăm să ne rugăm pentru tine. Nu, nu, nu! Să nu vă rugați pentru mine! Asta e diapsa din partea lui Dumnezeu. Și ne-a ținut cât? Vreo 20 de minute. Teorie cu privire la cât de mult merită ea starea în care se află. Mi s-a frânt inima uitându-mă la, la sufletul acesta. Mă uitam la bărbatul ei, la copiii pe care i-a dat Dumnezeu. Și mă gândeam, oh, cât de grozavă e minciuna diavolului peste mintea acestei femei. Încât o determină să stea cu boala aceasta și în loc să meargă la altar înaintea lui Dumnezeu să-i spună Domnului, Doamne, iartă-mă! Doamne, am greșit! Îmi dau seama, Doamne, că am făcut lucruri care nu trebuiau făcute. Te rog să mă ierți prin sângele Domnului Iisus, să-mi dai vindecarea. Stătea cu problema aceasta peste ea și în momentul, în momentul acela spunea că nu, pentru ea nu mai există nicio șansă. Îi spunea bărbatului ei, soțului ei, tot felul de mesaje în ideea de a se pregăti pentru mormântare că ea va, va muri. Și a început să terorizeze familia. Și am luat cuvântul lui Dumnezeu și am zis, haide să citim ceva și să facem o rugăciune. N-am știut ce urma și de obicei nu practic să deschid așa la întâmplare. Însă era atât de specială situația respectivă că nici n-am știut cum să mă comport. Mă uitam la o femeie care aproape că m-a cu apă și cu oțet din cap până în picioare, să mă scoată cât de repede din casă, să nu cumva să facem vreun act spiritual înaintea lui Dumnezeu, pentru că ea nu, ea aș merită soarta și nu trebuie să se întâmple nimic. Și am deschis cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca și am citit câteva versete pe care ea le-a solicitat. A zis acolo 25, 26, nu mai știu exact ce numere. A zis și am citit din Biblie. Și când am citit din Scriptură, scria în cuvântul lui Dumnezeu, mergeți în casele oamenilor, vindecați pe bolnavi. În momentul în care s-a citit cuvântul acesta, am văzut o transformare pe trupul ei. Am văzut cum a fost pătrunsă de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ne-am plecat pe genunchi și ne-am rugat împreună. Ea a tăcut plângând înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceea. Am mijlocit împreună cu soțul, cu Felicia și cu și, și eu, deci cele patru persoane care eram acolo. Nu știu dacă ea s-a rugat. Și mă sună dimineață fratele și îmi sună Iulian. Dumnezeu a făcut o minune în seara aceasta. Dumnezeu a oprit hemoragia. Pentru că Dumnezeu nu se uită la merite. Și Dumnezeu se uită la vrednicia Fiului Său, binecuvântat să fie numele Lui. Și când se raportează la Iulian, nu se uită la Iulian să vadă câte grade are pe umăr și în ce mod îl impresionează el pe Dumnezeu. Și când se uită la Iulian, se uită prin Gerfa lui Hristos și îl vede pe Iulian neprihănit, datorită lucrării de la calvar, binecuvântat să fie numele Domnului. Poate ești în seara aceasta la închinare aici și te-a mințit diavolul an de zile spunând că nu meriți. Da, nu meriți nimic, nici eu nu merit. Însă aici e adevărul, că nu meriți nimic. Și nu lăsa ca adevărul acesta să, vină, să devină o carapace peste tine, ci știind că nu meriți nimic, dar Dumnezeu se uită la noi, nu bazați pe merite, ridică-ți privirea în seara aceasta și cheamă-L pe Dumnezeu în ajutorul tău. Cheamă-L pe Dumnezeu să se atingă de tine, de situația ta. Poate să faci tu calculele matematice și ai toate motivele să spui că o, oh, eu nu sunt mai bun decât cu tare sau cu tare. Cum aș îndrăzni eu să fac lucrul acesta? Ridică-ți privirea către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, un Dumnezeu îndurător, plin de îndurare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că este Dumnezeul acesta binecuvântat să-i vie numele. Nu, te mai, nu mai umbla cu capul în pământ, gândind că meriți să cadă tavanul pe tine, că noi toți știm că meriți aia. Și eu merit tot aia. Și e vremea să ne ridicăm, nu bazați pe îndrăzneala noastră, și bazați pe lucrarea Jervei de la calvar, pe lucrarea Domnului Iisus Hristos și să strigăm de bucurie către stânga mântuirii noastre, căci El merită totul binecuvântat să fie numele Lui și noi ne ținem strâns de El, pentru că din brațele Lui nu ne poate smulge nimeni, nimeni și nimic. Mergând mai departe, aceasta este ultima provocare pe care vreau să o fac în seara aceasta. Îl mai vezi pe Iisus Hristos în stare să schimbe contextul tău, într-o formă sau altă. Îl mai vezi pe Hristos în stare să-ți dea un loc de muncă. Îl mai vezi pe Hristos în stare să ce boala pe care o ai. Îl mai vezi pe Hristos în stare să coboare mâna lui îndurătoare în groapa mocidului în care ești, te scoat afară. Îl mai vezi pe Hristos să stare? Duhul lui Dumnezeu este în seara aceasta aici ca să-ți aducă aminte că El poate totul. Pentru că El este Fiul Dumnezeului Celui Viu, binecuvântat să fie numele Lui. Da. Și când au fost create toate lucrurile pe care noi le vedem cu ochii aceștia de carne, creația aceasta impresionantă, pe care noi nici măcar nu știm să o explicăm, dar mai să ne permitem aroganța de a face ceva asemănător. Când ne uităm la măreția aceasta și vedem lucrurile acestea, Scriptura ne spune Că atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile, el umbra pe protocolul Pământului, înaintea Dumnezeului a tot puternic. El este cuvântul creator, logosul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și el nu s-a schimbat. Să nu credeți că la Timișoara e diferit decât la Oradia, sau decât în Bacău, sau decât în China, sau decât în Africa. El este același pretutindeni și în orice vreme. Binecuvântat să fie numele lui. Și aș vrea să vă încurajez în seara aceasta. Să contați pe ajutorul Lui Dumnezeu. A venit cineva la Domnul Iisus Hristos și a zis, am venit la tine pentru că am ezat ucenicii tăi și ei n-au putut să facă nimic. Și spune Domnul, crezi că pot să fac ceva? Și el vine și spune, cred, ajută-ne credinței mele. Însă în tot contextul acesta el face o afirmație acolo și spune Domnul Iisus Hristos, că eu cred că dacă tu vrei, poți. Problema nu este dacă Domnul poate sau nu poate, ci problema este dacă Dumnezeu vrea. Și aș vrea în seara aceasta, lămurit de Cuvântul lui Dumnezeu, să-ți aduc aminte că dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii, absolut toți oamenii de pe fața Pământului, să-l cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, Fiul său. Haideți să ne ridicăm în picioare la rugăciune. Orbul care vede ce nu văd alții. Oamenii spun despre noi astăzi că suntem oameni înguști, oameni limitați, oameni cu orizonturi foarte șubrede, oameni care cred prostii, oameni care se lasă influențați de tot felul de învățături ciudate, oameni care poate ne tratează cu dispreț, uitându-se la noi cumva de departe, spunând -o, până va ajunge el la nivelul la care sunt eu. Trebuie să treacă multă apă pe bega. Dar aș vrea să vă spun ceva în seara aceasta. Nu este important ce spun oamenii despre noi, Ce este important ce mărturisește Dumnezeu însuși despre viața noastră. N-ați vrea ca atunci când Dumnezeu se descoperă să-l ia pe Iulian sau pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici, oricare dintre noi, și să ne folosească ca exemplu în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu și modul în care oamenii îl văd pe Dumnezeu. N-ați vrea să fim oameni ca orbul acesta, oameni cu care să se laude Dumnezeu? N-ați vrea când se vorbește despre noi sau când cerul vorbește despre noi, despre noi să se facă afirmații care să zguduie iadul întreg? Dacă vreți lucrul acesta, aș vrea să vă chem în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului Doamne, noi suntem un popor ales de Tine. Și noi mergem cu îndrăzneală înainte, știind că Tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și Tu ești Cel care merge înaintea noastră. Doamne, nu lăsa să scadă din mintea noastră niciodată intensitatea acestui adevăr. Nu lăsa, Doamne, ca acest adevăr să fie umbrit um, de, con de contextul vieții în care trăim sau de problemele cu care ne confruntăm, ci, Doamne, ajută-ne să te vedem pe tine ca Mesia. Doamne, luminează-ne ochii spirituali și dă-ne putere să vedem ce nu văd alți oameni. Și atunci când alți oameni se uită cu disperare la viața aceasta, noi să ne uităm plin de încredere înainte, știind că Tu ești Dumnezeul nostru binecuvântat să fie numele Tău. Și atunci când diavolul ne spune minciuni la ureche, noi să ne împotrivim tari în credință acestui diavol și el să plece de la noi și să plece rușinat cu coada între picioare, dacă vreți. Să plece de la noi și să nu se mai întoarcă niciodată. Ne rugăm lui Dumnezeu în seara aceasta, Doamne, mărește necredința prin Duhul Sfânt Amin. și ajută-ne să fim poporul acela de oameni victorioși care trăiesc zi de zi, biruință după biruință în numele Domnului Isus Hristos. Ne rugăm împreună cu